Primul motiv pentru care am ales Hilton ca să-mi prezint o colecție de modă a fost această asociere de imagine. Pe lângă toată istoria și toată aura asta de București interbelic pe care o are Hiltonul și care s-a potrivit foarte bine cu genul de design și de vestimentație pe care îl fac eu. Iar motivul pentru care am rămas să-mi prezint și următoarele colecții și în 2013 și în 2014 tot aici, a fost pentru că am găsit această echipă de profesioniști care m-a făcut întotdeauna să mă simt ca acasă. Hilton este un loc special unde poți să vii atât în timpul zilei să bei o cafea, să fumezi un trabuc sau să mănânci la prânz. Este un loc special unde îți poți invita un partener de afaceri sau logodnica, dacă vrei să creezi un cadru romantic, dacă vrei să-i dai inelul de logodnă. Este un loc special prin istoria pe care o are. Resimți în momentul în care intri în hotel, prin arhitectură, în primul rând, acea eleganță. Dar eleganță, o eleganță intrinsecă, nu o eleganță aparentă. Oamenii care fac ca în zilele noastre să resimți istoria de 100 de ani sunt de fapt cei care m-au atras să rămân și să-mi desfășor celelalte evenimente, celelalte prezentări de modă până în zilele noastre. Urez hotelului Athénée Palace Hilton București să rămână întotdeauna în pas cu timpurile, dar să-și păstreze eleganța pe care o are încă din 1914.